Mereu ne dorim să imortalizăm momentele importante din viața noastră alături de cei dragi și să le păstrăm cu grijă, iar pentru asta apelăm la oameni talentați. Fotograf de nunți și botezuri sunt la tot pasul, dar fotograf de animale nu prea. În minutele următoare, la rubrica Prieten fără grai, vedeți cum se descurcă o cățelușă la o ședință foto, dar aflați și cum ne protejăm animalele pe timp de iarnă. A fost găsit în vara anului trecut de un om cu suflet mare. Era slabă și cu rând pe corp. Cel mai probabil fusese mușcată de alți câini. Acum, Sara se simte minunat în noul cămin. Cristian Mărculescu este salvatorul ei. Înseamnă cam totul ca să ne pentru familia noastră. Cea mai mare atenție o acordăm ei, bineînțeles. Simte că o iubim și ea ne iubește înzecit, ca să spun. Nu dublu, e puțin zis dublu. Cristian are 42 de ani, este din București, iar de meserie este fotograf. De când Sara a apărut în viața lui, a decis să nu mai facă fotografii doar la evenimente cu și despre oameni. Acum imortalizează și chipurile drăgălașe ale necuvântătoarelor. Nu știu dacă pot spune că e greu sau ușor. Trebuie să-ți dorești, trebuie să-ți placă, să ai răbdare, pentru că trebuie să alegi ceva după ei. Ca și locuri, oriunde, absolut oriunde. Trebuie doar să prinzi momentul, să le descoperi slăbiciunile. Dacă doriți să aveți fotografii profesionale cu animalul dumneavoastră, trebuie să scoateți din buzunar câteva sute de lei, în funcție de numărul fotografiilor și de durata prelucrărilor. Cât despre Sara, o puteți admira oricând pe pagina ei de Facebook, Sara the Dog. Atenție! Indiferent că mergeți cu animalul la o ședință foto în parc sau la o scurtă plimbare, țineți cont de vreme. Iarna, prietenii noștri fără grai trebuie protejați. Betty are în jur de 14 ani și ea, la fel ca Sara, a fost abandonată și găsită de o persoană iubitoare de animale. Inițial, Andra a adoptat-o pe Betty temporar, până când aceasta și-a găsit o familie în Germania. Dar în ziua în care cățelușa ar fi trebuit să părăsească România, tânăra s-a hotărât să-i fie alături pentru totdeauna. Am găsit în mijlocul străzii și o mașină o claxona și nu mai avea forță să dea la o parte. Așa a devenit mascota și familiei și la mine la birou. Toată lumea o iubește, abia o așteaptă să vină când vin și eu la birou. În general, câinilor le place să se joace în zăpadă, dar este important să nu uităm că sarea împrăștiată pe trotuare și șosele cauzează răni grave pernuțelor. Când mergem afară, ne luăm gecuța pe noi și după aceea încercăm să evităm zonele cu zăpadă călcată, pe unde a fost dată sare și pe unde merg mașinile. Dacă întâlnim zone de genul ăsta, încercăm cât mai mult să ne protejăm. În momentul în care venim acasă, avem șervețele umede lângă ușă și ne ștergem pe lăbuțe. De asemenea, mai puteți spăla animalele pe lăbuțe după ce a luat sfârșit plimbarea sau chiar le puteți masa pernuțele cu cremă. Recomandată este crema de gălbenele pentru că nu conține parfum.